pe Jean din Las Fierbinți îl știe o țară întreagă, dar pe soția lui foarte puțină lume o știe. Iată cum arată soția actorului Constantin Dițăgean, este unul dintre cele mai carismatice personaje din Las Fierbinți și chiar dacă în serial nu este tocmai un familist, în viața reală este cu totul altfel. Iar asta o declară chiar și el, sunt în multe feluri, dar cert e că nu am nicio treabă cu felul de a fi al lui Jean, nu sunt combinator. Firește că sunt și puncte comune, pentru că eu îl fac, e copilul meu, dar în esență suntem complet diferiți, potrivit Viva. Cine este și cum arată soția lui Jean din Las Fierbinți? Nu este o fană a personajului Jean. Jean, pe numele lui real Constantin Dițăgean, este căsătorit cu Ana Raluca încă de pe vremea când cei doi erau studenți și au trăit o frumoasă poveste de dragoste presărată atât cu bune cât și cu rele. În plus, Oana l-a făcut de două ori tată pe Constantin Diță și a fost alături de el în cele mai negre perioade ale sale, evenimente care pentru unele femei ar fi fost semne clare ale unor despărțiri. Însă la ei, totul a dus la o apropiere și mai mare și au împreună doi băieți frumoși. Jean din Las Fierbinți a avut 5 accidente de mașină și o grămadă de vești proaste într-un singur an. Am avut 5 accidente de mașină, oameni care au intrat în mine. Am zis că a fost un an mai ciudat. E urât tare. Au fost 5 accidente și multe alte lucruri. Descoper că mama face cancer. La jumătate anului bunica mea a murit. La final de an fac o chestie complicată. Pe piele, un fel de sindrom burnout. Sunt pe revenire acum, lucrurile merg spre bine, a declarat Jean din Las Fierbinți. Actorul a spus că a trecut peste această perioadă gruntă din viața lui stând în casă și citind. Actorul este foarte îndrăgostit de soția lui și deși vorbește foarte rar despre ea și despre familia sa, Jean din Las Fierbinți are numai cuvinte de laudă la adresa partenerei sale de viață. Cum i-am cucerit soția? Nu pot să fac un rezumat. Și chiar dacă aș încerca, ar suna a laudă și îmi propun să nu fiu genul ăla de om care se ridică singur în slăvi. A fost o poveste lungă și frumoasă. Am făcut multe lucruri pentru ea, de la faptul că am încercat, și încerc mereu, să o fac să radă ori de câte ori e tristă, până la faptul că am acceptat să mă schimb pentru ea, în sensul maturizării. Și ea știe asta. Sunt multe lucruri de spus aici. Cred că la întrebarea asta ar trebui să răspundă ea. Dacă romantic înseamnă să cumperi flori așa, fără să fie nevoie de motive speciale sau să programezi brusc ieșiri în oraș sau în afară orașului, atunci poate că sunt un romantic, dar un romantic care nu acceptă că e romantic, un romantic mai atipic, a declarat Constantin Diță în cadrul unui interviu.